Hai să vedem un alt model de pavaj. De data aceasta avem un model de pavaj de tip tot așa cu patina timpului, Old Stone de la Via Stein, și este sub forma unei cărămizi așa. Seamănă foarte mult cu piatra cubică, deci dacă vrei o grădină, o curte care să fie mai imperfectă, să nu fie foarte geometrizată, asta poate fi o soluție. Și așa cum prezintă producătorul, gama Old Stone este expresia unui aer cu un design mai retro pentru o amenajare pe care o vrei la tine acasă. Are o aparență naturală și este foarte potrivit, spre exemplu, pentru lucrările care au, nu știu, un caracter istoric, poate vorbim despre o casă de tip de patrimoniu și acolo lucrurile sunt destul de delicate și trebuie să folosite anumite materiale, și există trei dimensiuni pe care le puteți mixa. Textura materialului are un aspect destul de istoric, așa cum v-am zis de la bun început, și se potrivește foarte mult cu o construcție realizată într-un stil clasic sau de tip mai rustic. Acum pe palet vom găsi piese, mă rog, cărămizi pentru 9,5 metri pătrați, adică un palet o să vă ajungă pentru 9,5 metri pătrați. Și alte detalii, mai avem, ce mai avem aici, avem două culori, mușchel calc și grafit. Avem o grosime de 7 cm, destul de micuță, să zic așa, nu știu dacă sunt și cu o grosime mai mare. Însă nu știu cât de potrivit este și pentru traficul auto, mi se par mai mult potrivite pentru alei sau pentru traficul pietonal. Deci dacă aveți nevoie pentru trafic auto, e bine să discutați cu un specialist, cu un reprezentant care să vă ofere detalii cu privire la acest aspect, ca să știți dacă rezistă sau trebuie să luați altă soluție în calcul. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este potrivit și pentru spațiul, pentru zonele de circulație auto. Dar cam așa arată acest model. E de forma unei cărămizi, cât se poate de imperfectă. De asemenea, dacă aveți întrebări cu privire la acest model, mai jos în comentarii, lăsați acolo o întrebare și discutăm. Am să încerc să vă răspund cu privire la orice întrebare veți lăsa acolo.